Vă invit să deschideți Biblia în această seară, toți cei care o aveți la voi. Aș dori să citesc din Cartea lui Daniel, capitolul 5, primele 9 versete, iar apoi de la versetul 24 până la finalul capitolului, până la versetul 31, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o, mai, o mie de mai mare lui și a băut vin înaintea lor și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său nebucarnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu el împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au dus în îndată vasele de aur care fusese rolate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoare lui, țiitoarele lui. Au băut vin și au lodat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuia la zidului în împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că ei s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititorii în stele, caldeenii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Tot înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșețar s-a înspăimentat foarte tare, fața ei s-a și mai marii lui au rămas încremeniți. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpăne și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Când dată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul caldenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Acesta este textul biblic, cred că îl știm fiecare dintre noi. L-am citit din copilărie, poate, și în această seară vreau să vă vorbesc ceva inspirat din acest pasaj, ceva ce îmi stăruie de o vreme pe suflet, și anume, aș vrea să vă vorbesc despre momentul în care Dumnezeu ne pune pe cântar, în balanța lui Dumnezeu. Este doar o chestiune de timp până când Dumnezeu ne cântărește pe fiecare dintre noi. Spuneam adesea, o spun și acum, nu știu dacă vă place să urcați pe cântar. Probabil că nu. Dar când Dumnezeu ne cântărește, El are unități de măsură mult diferite decât ceea ce am crede noi. Pasajul acesta vorbește despre un moment din istoria Babilonului, care îl surprinde pe unul dintre împărații care au trecut pe acolo, pe, tronul, pe la tronul Babilonului, și anume Belșatar. E foarte interesant că Dumnezeu are un etalon foarte precis pe care îl folosește când ne cântărește. Și în seara aceasta vreau să parcurgem câteva lucruri din pasajul pe care l-am citit pentru a vedea cum ne cântărește Dumnezeu. Care sunt unitățile Lui de măsură? Care este reperul pe care îl folosește Dumnezeu când ne pune pe cântar? Istoria Babilonului este interesantă. Dacă vă place să citiți Biblia, veți descoperi că predecesorii lui Belșațar au fost suficient de mulți împărați, printre care citim în capitolul precedent, în capitolul 4, despre Nebucarnețar. Un împărat care a domnit aproape 45 de ani și care a avut multe succese. A reputat succese militare, a cucerit cetăți, a construit edificii, printre care grădinile suspendate ale Semiramidei, una dintre nevestele lui, aceasta, această construcție a vremii respective se încadrează sau se încadra într-una din cele șapte minuni ale lumii antice. Iar după ce Nebucadnețar și-a sfârșit domnia, urmează la tron acest belșațar. N-a domnit nici pe departe cât de mult a domnit Nebucadnețar. Domnia lui a fost în jur de 20 de ani și tot ce a reușit să organizeze a fost o petrecere cu multă băutură. Predecesorul lui a fost omul care a construit, omul care a re realizat multe lucruri. Iar acest belșațar despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta, a reușit să adune o mie dintre demnitarii lui, dintre ministrii, oamenii de stat de acolo și să bea în fața lor. Este foarte interesant că în textul nostru apare și Daniel, la vremea când. Trebuie să știți că. Trecuseră 25 de ani între finalul capitolului 4 din Daniel și începutul capitolului 5. Și trecuseră aproape 70 de ani de când Daniel a fost adus ca și rob împreună cu mulți evrei tineri la vremea aceea la curtea Babilonului. La vremea când se derulează aceste evenimente din capitolul 5, așadar Daniel avea puțin peste 80 de ani. De aproape șapte decenii era la curtea Babilonului. Și aș vrea în seara aceasta să parcurgem pasajul și să învățăm câteva lucruri. Spune Biblia că împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. În cheful vinului, spune textul nostru, a poruncit să se aducă vasele de aur, de argint pe care le luase tatăl său nebucadnețar atunci când a cucerit Ierusalimul și... În, această, în acest dezmăț, în acest moment de petrecere, fără nicio grijă acestui împărat, spune Cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă ceva. Nu că li s-au terminat paharele din care ar fi putut să mai bea, ci într-un mod de sfidare absolută la adresa lui Dumnezeu a poruncit ca tot ceea ce fusese luat din Templul de la Ierusalim să fie adus acolo, acele obiecte sacre. Dedicate lui Dumnezeu să fie aduse și desacralizate bând vin din Ele, El, și anturajul lui. Și spune Biblia că în timp ce acest împărat, în dezmățul care se întâmpla acolo, în sfidarea față de Dumnezeu, ridica cupa plină de vin, poate una dintre cupele care fusese folosite uh, în ritualurile uh, de la Ierusalim, la Templu, și bea vin din ele, lăudând în același timp pe Dumnezeii de piatră, de lemn, de aur, de argint, cu alte cuvinte ridicând cupa și spunând singurul Dumnezeu sunt eu, în toată imaginea aceasta, în tot dezmățul acesta, la un moment dat spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-au arătat capul, degetele unei mâini și au scris ceva pe tencuiala Palatului Împărătesc. În acea sală de ospăți, în acel loc unde era banchetul ăsta cu o mie și mai mult de oameni, se face liniște și undeva, în locul unde stă Belșațar și anturajul lui, unde era masa împăratului, apare un capăt de mână, omene și scrie câteva cuvinte pe tencuiala zidului împărătesc. Cred că toată muzica s-a oprit instantaneu. Cred că toți aburii lui Bacus din capul lui Belșațar s-au evaporat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, și este primul lucru la care vreau să mă opresc în seara aceasta. Atunci împăratul a îngălbenit, după ce a văzut acea scriere pe perete, după ce a văzut capătul de mână, după ce a văzut acele cuvinte scrise, împăratul a îngălbenit și gândurile, gândurile, atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Cum de cântărește Dumnezeu? Cum l-a cântărit Dumnezeu pe Belșațar? Este modul în care Dumnezeu o face și astăzi. Și în primul rând, dragii mei, sunt aici să vă spun că ești cântărit după verdictul pe care ți-l dă conștiința ta. În cheful vinului, în acest dezmăț, pe care toată lumea bea cât putea de mult, Observați cum începe textul. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mare lui și a băut vin înaintea lor. Nu știm dacă vinul, înainte să-l bea, a fost precedat de un discurs. Probabil că nu. Exemplul pe care Belșațar îl dădea era că în, în locul acesta am venit să ne distrăm, să avem uh, o petrecere cum poate n-a mai fost niciodată. Și Biblia consemnează că în fața supușilor lui, în fața celor o mie de mai mari, demnitari ai Babilonului, Berșața ridică cupa. Și sfidându-l pe Dumnezeu, sfidând tot ce este sacru, intervine acest moment despre care v-am citit. Pentru că, dragii mei, întotdeauna, când ne cântărește Dumnezeu, prima dată ești cântărit după verdictul pe care ți-l dă conștiința ta. Întrebare, ce zice conștiința ta în seara asta despre tine. E foarte interesant că pe Belșațar nu l-au înspăimântat cuvintele scrise pe perete, pentru că dacă citiți contextul, nici măcar nu le înțelegea. Nu l-a înspăimântat, sunt sigur, nici capătul de mână, pentru că era doar un capăt de mână, o palmă cu niște degete. Ci pe Belșațar l-a înspăimântat ceea ce spunea conștiința lui. Despre sine observat zice versetul 6. Atunci împăratul a îngălbenit când vă sunt scrisul pe perete pe care nu îl înțelegea, capătul de mână cât de de groaznic arată un capăt de mână omenesc. Gândurile zice atât de mult l-au tulburat încât i s-au desfăcut încheturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de celălalt. Pentru că atunci când Dumnezeu te cântărește, prima dată Dumnezeu o face după verdictul pe care ți-l dă propria ta conștiință. Adică, ca să folosesc un termen scriptural, cugetul tău. Ce zice conștiința ta despre tine în seara asta, stând aici în biserică, în casa Domnului la poarta cerului? Pot să vă spun câteva lucruri despre conștiința noastră, despre ceea ce Dumnezeu a pus și a țesut în Ființa noastră când ne-a creat. Pentru că Dumnezeu a așezat conștiința, acest arbitru, arbitru imparțial în Ființa noastră când ne-a țesut, în ADN-ul nostru, în structura noastră moleculară, în fiecare atom, în tot ce a creat Dumnezeu și se vede în noi ca și oameni. Dumnezeu a întrețesut în noi conștiința. conștiința este. Un arbitru imparțial. Câteva lucruri despre conștiință. De ce a fost atât de tulbulat Belșațar? De ce Belșațar a fost atât de, de stresat de cuvintele pe care nu le înțelegea? Pentru că conștiința lui îl acuza. Câteva lucruri am spus despre conștiință. În primul rând, conștiința îți va spune întotdeauna adevărul. Indiferent de ce îți vor spune cei din jurul tău Interesant e, cum spuneam, că pe Belșațar nu l-au speriat nici cuvintele Pentru că nu le înțelegea Avea să vină Daniel în sala de ospăți, dar mai târziu După ce împăratul mai îngălbenește odată Și îl mai tulbură odată gândurile După ce au intrat toți înțelepții Babilonului și au ridicat din umeri Și fiecare a zis, nu știu ce scrie pe perete și zice Biblia că atunci și mai mult s-a înspăimântat Belșațar. Dar până când intră Daniel, vreau să vă spun, conștiința este cea care l-a cântărit și i-a dat verdictul lui Belșațar. De ce? Pentru că conștiința sau cugetul tău îți va spune întotdeauna adevărul, indiferent de ce îți vor spune cei din jurul tău. Ce zice conștiința ta despre tine? În această seară. Sunt convins că anturajul lui Belșațar aproba acțiunile lui, modul lui de viață. Până la urmă, era împărat. Cine avea curajul să spună ceva rău despre el? Uh, interesant este că, dacă citiți istoria, acest Belșațar a fost un om uh, care a trăit într-o imoralitate grosolană, care a trăit într-o o viață în care n-a bifat mare lucru, dar anturajul lui. Sunt sigur că e aprobat toate acțiunile. Aș vrea să înțelegem că Belshazzar ne învață câteva lucruri despre conștiință. Conștiința îți va spune adevărul. Conștiința nu poate fi mituită. Conștiința nu poate fi uh, schimbată. nu e așa că uneori când faci bine ceva, Există un indicator în sufletul tău, undeva în interiorul tău, care îți confirmă faptul că ai făcut ceva bine? Nu trebuie să te vadă nimeni neapărat. Nu trebuie nimeni să aprobe ceea ce ai făcut, dar există undeva în tine un mecanism care se declanșează și când faci un lucru bun, ceva în interiorul tău îți confirmă că ai făcut ceva bun, că ai făcut bine, este conștiința. La fel de adevărat este că atunci când faci ceva rău, poate nu te vede păstorul, poate nu te văd frații din comitet, poate nu te vede nimeni din biserică, nu te vede soțul, nu te vede soția, nu te văd părinții, dar conștiința ta te mustră, îți spune că n-ai făcut bine, nu te-a văzut absolut nimeni, ai făcut un lucru rău, ceva reprobabil, ceva din tine îți spune că nu este bine. Ai o ceartă cu cineva, să nu vă certați niciodată, evitați cât mai mult. Dar poate ai avut un argument cu cineva, un schimb de replici și l-ai zdrobit. Argumentele tale au fost atât de puternice încât l-ai nimicit complet. Și pleci de la confruntarea asta biruitor, evident. Te întreb, de ce te mustră conștiința? Ai câștigat un argument, ai avut dreptate, ți-ai dovedit un punct de vedere. Ți-ai spus că ai avut dreptate, omul a fost drobit de puterea argumentelor tale. De ce simți că te mustră ceva? Te mustră conștiința și zice, poate ai câștigat un argument, dar ai pierdut un prieten, ai pierdut un frate. Asta e conștiința, pentru că conștiința va spune întotdeauna adevărul. Conștiința e cel mai bun predicator dintre câți există. nu e ca și predicatorii ăștia motivaționali care îți spun că ești grozav și, de fapt, tu nu mai ai nimic de schimbat în viața ta, că tu ești, de fapt, extraordinar de bun și tot ceea ce trebuie să faci este să mai faci un pic de dezvoltare personală. Am sentimentul că, uneori, predicile generației noastre sunt un fel de plan de dezvoltare personală. Hai să vedem cum putem să fim mai buni. Eu știu că deja sunt foarte bun, dar dacă pot să îmbunătățesc ceva, dragii mei, Conștiința îți va spune exact cum ești. De ce? Pentru că vă rog să rețineți. Conștiința va spune întotdeauna adevărul. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, conștiința îți va vorbi chiar și când cei din jurul tău tac. Mă întreb, câți au avut curajul să-i zică ceva lui Belșațar? Când l-au văzut atât de stresat, îngălbenit, tulburat în gândurile lui, Poate cei aproape de el l-au apucat de braț și au spus, nu, nu se poate să cadă împăratul, să se împrăștie pe jos acolo. Că până la urmă erau scrise niște cuvinte pe perete și nici nu le înțelegea. Conștiința vorbește chiar când cei din jurul tău tac. N-a venit nimeni să-i spună împăratului nimic. De fapt, Biblia spune că împăratul a chemat, a strigat în gura mare să vină înțelepții Babilonului. Să vină toți cei care ar fi putut să-i tălmăcească ce scrie pe perete. Și, într-adevăr, zice Biblia că au intrat cititori în stele, înțelepții și au spus: Nu înțelegem ce scrie. Vă pun o întrebare simplă. Dacă vreunul dintre ei ar fi avut înțelepciunea necesară și lumina de la Dumnezeu să citească ce scria pe perete, credeți că ar fi avut curajul să-i spună lui Berșațar: A, Apropo, împărate, Vezi că este un mesaj de la Dumnezeu și scrie că Dumnezeu ți-a numărat zilele și... Ai ajuns la ultima! Ah, și mai ceva împărate. Știu că o să mori, dar un mic amănunt. O să mori în seara asta! Câți dintre cei care credeți că ar fi intrat acolo ar fi avut curajul să-i spună împăratului? Veți vedea că apare Daniel și Daniel cu verticalitatea lui îi spune împăratului, dar mai e un pic până când apare Daniel. Conștiința îți va vorbi, chiar dacă cei din jurul tău tac. Trăim într-o lume în care trebuie să fii corect, corectitudine politică, adică trebuie să-i spui oamenilor ce le place să audă. Cred că nu ești catalogat ca hater, n-ai cum să-i spui cuiva adevărul că ești hater. Dar conștiința ta, îți va spune adevărul și va vorbi. Nu doar că îți spune adevărul, va și vorbi. Așa să înțelegeți în această seară că pe Belșațar l-a semnalat conștiința. Nu ce din jurul lui. Ăștia au tăcut. Zice Biblia, ascultați, vă citesc versetul 9. După ce au intrat în înțelepții, zice Biblia, din, or, or intrat în înțelepții Babilonului și ori încercat să traducă ce scria pe perete și n-au putut să dea niciun răspuns împăratului, zice Biblia. Din pricina aceasta împăratul Belșasal s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit, asta e a doua sesiune de stres. Fața i s-a îngălbenit și mai mari lui, cum au rămas? Încremeniți, fără cuvinte. Singurul care îi vorbea lui Belșațar era conștiința. Ce îi spunea conștiința oare? ai trăit o viață de dezmăți l-ai ofensat pe Dumnezeu ceea ce ai făcut tu a fost un afront direct la domnia lui Dumnezeu pentru că tu te-ai ridicat mai presus de Dumnezeu în loc să te închin lui Dumnezeu te-ai închinat unor idoli făcuți de mâini omenești conștiința este acel cântar imparțial pe care Dumnezeu îl pune în viața ta și el îți spune, conștiința îți spune adevărul și conștiința nu tace de aceea, dragul meu frate, stimată soră, dragi prieteni care sunteți în casa Domnului la poarta cerului în seara asta, vă invit cu căldură mai ascultați câte odată de conștiința voastră care vă vorbește. Mai avem noi timp să stăm de vorbă cu conștiința noastră. Biblia vorbește ceva foarte interesant. Zice Biblia că noi trebuie să ne păstrăm credința și un cuget cum? Curat. Este o legătură foarte interesantă, un echilibru foarte interesant între credința noastră și cugetul nostru, care trebuie păstrat curat, sau conștiința noastră. Pentru că de multe ori noi nu avem îndrăzneală în rugăciunile noastre, nu pentru că suntem noi, eu știu, altfel decât ceilalți, nu avem îndrăzneală la Dumnezeu pentru că conștiința. Spune că ceva nu în regulă. Și când nu ne mustră cugetul, zice Biblia că avem îndrăzneală la Dumnezeu. Poate încerca să te rogi, poate seara când te culci, ai una dintre cele mai bune saltele. Are tot felul de spume din alea deștepte care îți ajută coloana să stea drept, să nu fie niciun fel de tensiune în organismul tău. Dar toată noaptea te întorci de pe o parte, pe alta. Nu pentru că patul nu-i bun și salteaua nu-i bună. S-ar putea conștiința să zică că ceva nu-i bine în tine. Și este la altul care își pune trei pungi sub cap și doarme sub podul de la calea șagului. N-are niciun stres. Liniștit. Conștiința spune adevărul, chiar dacă cei din jurul tău nu o fac, conștiința îți vorbește. Chiar când toți cei din jurul tău tac. Și mai este ceva. Conștiința te va confrunta întotdeauna cu realitatea. Pe Belșațar, cu mult înainte să-l judece Dumnezeu, l-a judecat propria lui conștiință și a dat verdictul. Realitatea este că Belșațar trăia o viață plină de mizerie, de păcat, de egoism, de vanitate, de plăceri, asumându-și, ascultați-mă, asumându-și că Dumnezeu va avea la nesfârșit răbdare cu stilul lui de viață. De multe ori trăim cu aceeași impresie. Ne asumăm faptul că Dumnezeu va tolera la infinit modul nostru de viață. Vedem că Dumnezeu este îngăduitor și am spus-o și în alte ocazii și vă spun și în seara asta. Dragostea lui Dumnezeu este nelimitată. Nicăieri nu scrie că răbdarea lui este nelimitată. Vă invit, dragi frați creștini, nu puneți la încercare coarda răbdării lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea să se rupă. Poate v-a zice cineva, vai ce astru a fost Dumnezeu cu Belșațar. Nu i-a dat ocazia să se pocăiască? Vă voi spune imediat că au avut ani suficienți de pocăință. Dumnezeu a fost foarte îngăduitor cu Belșațar. În dragostea lui, de fapt, Biblia aceasta pe care o citim, spune că în dragostea lui Dumnezeu nu dorește ca niciunul măcar să piară ci tot să vină la cunoașterea adevărului. Cred din toată inima că Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi timp suficient să ne pocăim. Cred că Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi ocazii suficiente să ne pocăim. Dar sunt aici să vă spun cu aceeași tonalitate că dacă nu facem răbdarea lui Dumnezeu, nu poate fi întinsă peste limite. V-ați jucat vreodată cu un elastic? E atât de mic și îl întinzi atât de mult. Și zici, merge, merge, merge. Există însă un punct critic, de unde nu se mai întinde și se rupe. Belșațar a văzut că nu s-a întâmplat nimic, deși vă voi arăta din Scriptură că a avut o moștenire bună. Știa ce avea de făcut. Dar a zis, Dumnezeu e îngăduitor cu mine. Mai o idolatrie, mai o imoralitate, merge. A tot întins corda până în momentul acesta. Aș vrea să înțelegem că Dragilor, Dumnezeu ne cheamă în această seară și vă invit cu respect. Haideți să mai stăm de vorbă cu conștiința noastră. În, Biblia, în Biblie zice despre un om bogat căruia i-a rodit țarina. În Luca, doar vă voi cita din acest pasaj, zice Biblia că unui bogat i-a rodit țarina. Și când s-a uitat la tot ceea ce Dumnezeu i-a dat, observați sintagma biblică, era un, era un om bogat deja și a devenit și mai bogat. Și s-a uitat la tot ce era acolo și a vorbit cu conștiința lui. Nu vorbea singur, nu-și pierduse mințile. A avut un dialog cu propria lui conștiință. Și dialogul lui suna cam așa. De acum suflete, mănâncă, bea și veselește-te. Că ai fost bogat și acum ești și mai bogat. Nu au făcut nimic ca să devină mai bogat. Pentru că Biblia zice că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Într-o dimineață s-au trezit că recoltele lui erau mai mari decât fuseseră înainte. Și a vorbit cu conștiința lui și a zis De acum, suflete, trai și viață. Păi și până atunci trăia bine, sunt convins de asta. Dar a zis el, de acum înainte, tot ce o să fac, o să stric hambarele astea, depozitele astea, că spre mici voi face altele mai mari, și de acum înainte suflete, doar vom mânca, ne vom bea, și, vom bea, și, ne vom veseli. Și știți ce face Dumnezeu? Îi vorbește tot în conștiință și zice, nebunule. De ce îl numește Dumnezeu nebun? Că era bogat? Nu. Îl numește nebun. De ce? Pentru că în esență Dumnezeu îi zice, avea ocazia să stai de vorbă cu conștiința ta. Ai tot ce trebuie pentru viață. Îți lipsește un singur lucru. Ești nebun pentru că sunt de vorbă cu conștiința. Nebunia lumii este că atunci când stai de vorbă cu conștiința ta și îți dai seama de situația ta, nu faci absolut nimic. Zice Dumnezeu acolo nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și tot ce ai agonisit. La cine va rămâne? Ce bine ar fi, dragii mei, dacă am stat din când în când de vorbă cu conștiința. Pentru că atunci când Duhul Sfânt îți vorbește, Dumnezeu prin Duhul Sfânt folosește conștiința și îți vorbește. Cum ne cântărește Dumnezeu? Sunt trei lucruri foarte simple. Sunt mai mult în textul ăsta. Despre trei vreau să vă vorbesc unul. Dumnezeu te cântărește. Și primul mod este, ești cântărit după verdictul pe care ți-l dă propria ta conștiință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce se desfășoară această scenă și toți înțelepții Babilonului eșuează în a-i traduce lui Belșațar ce scrie pe perete, Intră împărăteasa, versetul 10, citiți voi acasă acest pasaj, împărăteasa la auzul acestor cuvinte, împărăteasa la auzul cuvintelor împăratului și a mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a zis să trăiești veșnic împărate, nu te stresa. Eu vă parafrazez. Este aici cineva în împărăție care se pricepe la așa ceva. Nu vi se pare interesant că Daniel nu era unul dintre cei, cei la... invitați la petrecere? Zice împărăteasa, aici este unul. E bătrân. Pe, de pe vremea tatălui tău s-a găsit la el, citiți, e foarte interesant, e fascinant de fapt pasajul începând de la versetul 10, dați-mi voie să vă citesc totuși câteva spicuiri. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău, adică vorbim de nebucanețar, da? S-a găsit la el pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul tatăl tău, L-a pus mai mare peste vrăjitor, cititor, în stele, caldei, înghicitor, și anume că s-a găsit la el, versetul 12, la Daniel, numit de, împăratul de, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință, pricepere și putință să tălmăcească visele. Și zice Biblia că Belșațar îl cheamă pe Daniel și ascultați versetul 13. Tu ești Daniel acela. Cam târziu ai aflat, Belșațar, că este Daniel la tine în împărăție. Am aflat despre tine, tot așa, cam târziu ai aflat, împărate. Și se-a Daniel și spune împăratul, am aflat că tu poți să tâlcuiești întrebările grele. Îi zice împăratul, dacă vei face asta, îți voi da al treilea loc în împărăție, vei fi uh, ridicat la cinste, la onoare. Și Daniel îi spune, ține tot ce ai de dat și de la altul. Îți voi traduce ce scrie. Eu vă parafrazez, citit voi acasă. Îți voi traduce ce scrie pe perete. Dar înainte de aia, haide să facem o mică incursiune în istorie. Și zice Biblia, ați voi să citesc de la versetul 18. Împărate, ascultați cât de frumos, simplu și cu câtă integritate vorbește bătrânul Daniel. Are 82 de ani. Zice așa, împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău, nebucat nețar, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lor lui. Căci împăratul omora pe cine voia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar, zice Daniel, când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc, a fost despoiat de slava lui, a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici, i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, trupul i-a fost udat cu roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeu cel preanal stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și ascultați versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Cum ne cântărește Dumnezeu? 1. Ești întotdeauna cântărit după verdictul pe care ți-l dă conștiința ta și în al doilea rând, ești cântărit după ce clădești pe temelia pe care deja o ai. Am spus adineaur că cineva ar putea să spună Dumnezeu a fost aspru cu Belșațar. Dumnezeu a fost aspru cu Belșațar și nu i-a dat ocazia să se pocăiască. Dar conform cu ce scrie aici, dați-mi voie să facem o mică incursiune alături de Daniel. Și ce îi zice de fapt Daniel lui Belșațar? Înainte să-ți traduc ce scrie pe perete, împărate, dăm voie să spun câte ceva despre taicătul. Spune istoria că Nebucadnețar a fost predecesorul lui. Unii sunt de părere că Nebucadnețar nu era 100% tatăl lui, dar e un detaliu, e o tehnicalitate. Haideți să spunem doar că Belșațar a crescut în casa lui Nebucadnețar. Acest împărat despre care vă spuneam, care a domnit 45 de ani, care a fost, de fapt, titolul Babilonului, cel care a creat tot ce era în frumusețea aceea a orașului antic, Babilonul se spune că a fost cea mai frumoasă, cele mai frumoase edificii ale lumii antice, la vremea aceea, erau un Babilon. Și spune Biblia că într-o zi nebucat nețar, tatăl lui Belșațar s-a suit pe terasa Tem palatului împărătesc și s-a uitat peste toată frumusețea arhitecturii Babilonului și a spus Eu am făcut toate aceste lucruri. Știți cine vine la el trimis de Dumnezeu? Citiți în capitolul 4. Același Daniel era cu mult mai tânăr decât este acum și spune împărate, stilul tău de viață este deplorabil pune capăt păcatelor tale și poate Dumnezeu se va îndura de tine știți cât timp i-a dat Dumnezeului nebucat nețar să se pochească. cine știe 12 luni 365 de zile, un an vă pun o întrebare dragilor, e destul un an ca să te pochești. 365 de zile îți ajung să te pochești? eu zic că da suficient timp, nu? dar nebucat n-a făcut-o Nebucadnețar l-a sfidat pe Dumnezeu, a continuat să trăiască probabil un stil de viață oarecum asemănător al, al lui Belșațar, cu al lui Belșațar. Zice Biblia că într-o zi Dumnezeu, după ce au trecut cele 12 luni, a făcut ca Nebucadnețar să fie alungat de pe tron. Zice Biblia că șapte ani de zile a locuit împreună cu măgarii sălbatici, Dormea pe câmp, roa îi spăla trupul și mânca iarbă ca boii. După șapte ani, zice Biblia, că Nebucarnețar și-a ridicat privirea spre cer și l-a recunoscut pe Dumnezeu. Și zice, după șapte ani am ridicat privirile spre cer. Citiți în Biblie ce vă spun eu în capitolul 4 și am slăvit pe Dumnezeul cel preanalt și a venit, zice Biblia, mintea la cap. Pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, abia atunci îți vine mintea la cap. Și a ridicat privirile spre cer. Și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, vorbește ca un penticostal, citiți Biblia. Nu am timp să mă duc înapoi la pasajul acela. Și Dumnezeu i-a restaurat și mintea, și sănătatea, și viața și i-a dat înapoi și tronul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a mai continua să domnească după aceea multă vreme. Și vine Daniel, după 45 de ani de domnia lui Nebucadnezar și îi spune lui Belșațar, tu le știu pe toate astea ai fost acolo, ai crescut în casa Lui. Ai văzut căderea Lui datorită neascultării de Dumnezeu și ai văzut ridicarea Lui prin pocăință. Îi spune de fapt Daniel, tu Belșațar, ai văzut toate acestea și totuși n-ai făcut nimic. Dragii mei creștini, pot să vă spun câte ceva despre cum ne cântărește Dumnezeu după ce construim pe temelia pe care o avem? Temelia pe care o avem majoritatea dintre noi este bună. Într-o zi ne-am întors la Dumnezeu, ne-am pocăit. Am fost botezați în apă. Poate mulți dintre voi ați fost botezați cu Duhul Sfânt. Poate aveți daruri, poate slujiți. Temelia e foarte bună. Eu vă pun o întrebare în seara asta. Pe temelia asta bună, ce zidim? Pentru că într-o zi Dumnezeu ne va întreba ce am zidit pe temelia pe care o avem. Nu este altă temelie decât Isus Hristos. Întrebarea este pe temelia asta. Ce zidești? Pentru că vine Daniel și îi spune lui Belșațar, temelia ta e bună, omule. Ai văzut la taică tu cum a căzut? L-ai văzut pe taică tu cum a fost ridicat prin pocăință? Ai știut tot ce ai avut de făcut. Temelia ta era bună, în esență. Tot ce aveai tu de făcut, Belșațar, era să zidești bine. Ce-a făcut Belșațar? Au făcut ceea ce facem și noi de multe ori. Pentru că pe o temelie bună, poți să clădești nepăsare. Și dați-mi voi să vă spun că ne facem adesea vinovați, nu doar de păcatul comiterii, că de astea toți le știm, dar v-ați gândit de câte ori ne facem vinovați de păcatul omiterii. Și ce zice Biblia mea? Că ori de câte ori poți să faci un lucru bun și nu-l faci, știți cum se numește asta? E păcat. Ori de câte ori ce ai de făcut și te opui lui Dumnezeu făcând răul, păcătuiești temelia ta e bună nu păcătuiești comițând ceva grav ci păcătuiești omițând să faci ceva bun repet, e păcat și când comiți ceva rău, dar e la fel de păcat și când omiți să faci ceva bun câți oare dintre noi nu ne facem vinovați? putem să spunem o vorbă bună, nu? Dar nu o spunem. Lasă-l să sufere. Poți să-l ajuți pe cineva de lângă tine, dându-i un sfat. Că tu ai trecut pe acolo și dacă ai dat tu cu capul de perete, ar fi bine să-l ajuți și pe el să nu mai da, Dar lasă dea și el cu capul, să vadă că e tare. Și ce înseamnă asta? E un păcat prin omitere. Câți dintre noi, pe temelia bună pe care o avem, zidim nepăsare? Trăiesc cu sentimentul că generația noastră în care trăim generația bisericii este plagiată de un lucru de nepăsare. Știți că opusul dragostei nu este ura. Multă vreme am crezut că opusul dragostei este ura. Eu cred că opusul dragostei e apatia și nepăsarea. Odată îl iubeai pe Dumnezeu. Odată erai pasionat pentru Dumnezeu. Acum ești apatic și nepăsător. Odată te rugai Odată mijloc ai pentru alții. Temelia ta e bună. Dar acum ce zidești, nepăsare? Lasă mai facă și alții, că am făcut destul. La, păi dacă ar venit toți la biserică cât am mers eu, lasă mai facă și alții. Nepăsare. Dați-mi voi să vă zic că într-o zi vom fi judecați. După ce am știut și n-am făcut. Știți cât de multe știm. Ne pasionează să citim Biblia, vrem să știm toate secretele din Apocalipsa. Foarte bine, studiați, citiți o bibliotecă întreagă. Dar vă, pot să vă dau un mix fat. Ce-ar fi să facem măcar ce știm? Ce ziceți? Atât de multe știm. Pot să vă dau câteva exemple despre lucruri pe care le știm și ar trebui să le facem. Dumnezeu nu ne va întreba despre ceea ce n-am știut, dar ne va întreba despre ceea ce am știut. Câteva mici exemple. Știm că ar trebui să fim smeriți. Știm lucrul ăsta. Dar mă întreb atunci, de ce ne consumă dorința de a fi mari, recunoscuți, de a ne afirma? De ce ne macină dorința de mândrie? Bine ar fi să fim smeriți. Știm că ar trebui să fim buni unii cu alții, așa -i? Știm asta? Ar trebui să știm. Știm că ar trebui să fim buni unii cu alții, să ne sprijinim reciproc, dar în realitate, prea des, suntem răi unii cu alții. Iar dacă nouă ni se pare că cineva cumva a greșit, ne asigurăm că devine, devine ținta disprețului și a bagiocurii noastre, a glumelor nesărate și a comentariilor fără rost, fără să ne gândim, dragii mei, că într-o zi Ceea ce facem altora, ni se va face și nouă. Fără să ne gândim că într-o zi vom culege ceea ce am semănat astăzi. Știm că ar trebui să dăm cinste tuturor, dar ne place să ne săpăm unii pe alții. Știți cum se zice? Păi să moară și capra vecinului, nu? Dacă am suferit eu, el de ce să nu sufere? Știm că ar trebui să fim iubitori unii față de alții. nu așa? Dar ne macină invidia când vedem că unuia îi merge mai bine ca nouă. Murim de ciudă. Dar și ar trebui să știm că... Ar trebui să ne respectăm, să ne iubim unii pe alții. Știm că ar trebui să fim sinceri și integri. Dar trăim duplicitar. Și prefăcuți. Credem că dacă am reușit să-i păcălim pe oameni, cumva o să-l păcălim și pe Dumnezeu. Știm că ar trebui să fim plăcuți doar Domnului, da? Dar vrem să ne dăm bine pe lângă oamenii care au ceva cu care ne pot avansa și pe noi, ne pot împinge de la spate. Știm că modelul nostru e Hristos, nu-i așa? Dar am făcut din unii oameni și din unele lucruri lucruri la care ne închinăm. Doamne, ajută-ne! Zic din toată inima ca măcar ceea ce știm să punem în aplicare. De ce? Că într-o zi vom fi judecați după ce zidim pe temelia pe care o avem. Și pe temelia pe care o ai poți să clădești cu nepăsare. Doamne, păzește-ne de la a clădi cu nepăsare pe temelia care este Hristos și bună în viața noastră. Și mai ceva, poți să clădești eșecurile prezentului pe biruințele trecutului. Știu că Asta e un subiect sensibil la noi, la români. Marele nostru poet zicea, la trecutul ți mare, mare viitor. Cumva noi românii am ratat prezentul întotdeauna și ratăm. Zicea Eminescu, un trecut glorios, un viitor la fel de glorios, dar prezentul, ce facem cu el? Trăim fie în trecut și spunem standardul celor de, din trecut când vorbești cu cineva, frate, pe vremea mea și povestește ăla era un standard, zice. Asta ne spune, de fapt. Pe vremea lui era un standard și noi zicem acum o oh, păi nu putem noi standardul ăla să-l atingem, așa că mergem mult mai jos. Dragii mei, trecutul trebuie să fie nu o trambulină de pe care sărim în jos, gândindu-ne gândindu că nu nu o să putem niciodată să ajungem unde au fost cei din trecut. Eu cred că trecutul ne-a fost dat și Dumnezeu ne-a îngăduit să vedem trecutul și să-i vedem pe cei care au fost în trecut pentru că noi trebuie să folosim trecutul ca și o temelie pe care să construim în prezent. Uitați-vă în, în, Biblie. Când a intrat poporul lui Dumnezeu în țara Cananului, prima generație n-a cucerit tot pământul. Tot ce era în Canan. Pentru că niciodată prima generație nu cucerește totul. Dumnezeu a lăsat ca generația care vine după ei să cucerească ceea ce n-a cucerit prima generație. Pentru că Ceea ce au făcut părinții noștri este extraordinar. Dumnezeu să fie laudat pentru și noștri, pentru bătrânii noștri, pentru temelia care ne-a fost dată. Dar în seara aceasta suntem aici pentru că noi trebuie să zidim pe ceea ce au construit ei. Nu te opri la ce au fost atunci, nu coborâi față de ce au fost atunci. Că la trecutul ți mare... Întrebarea mare o să fie dacă o să mai fie viitor, nu dacă o să fie mare viitor, dacă ratăm prezentul. Poți clădi eșecurile prezentului, pe biruințele trecutului. Și mai ceva, ce-au făcut Belșațar? Deși avea temelia bună, ce-au clădit, a fost greșit. Poți clădi pe iluzia că ești invincibil. Știți ce-au făcut Belșațar? Amintiți-vă că a început textul nostru cu un mare ospăț. Dar poate că, dacă veți citi istoria, veți vedea că Babilonul, la vremea aceea, era sediat de armata Medo-Persană. Ceea ce, ați citit, dacă, ceea ce am citit și dacă ați fost atenți la citire, Dariu Medul care a intrat peste cei din Babilon și l-a omorât pe Belșatar în noaptea aceea, este rezultatul faptului că armatele medopersane campau în jurul cetății Babilonului de luni de zile, asediau cetatea. Dar trebuie să știți că cetatea Babilonului era foarte, foarte bine construită și întărită. Spune istoria că zidurile, Cetății aveau aproape 30 de metri înălțime și 10 metri lățime. Erau 270 de turnuri de apărare în care stăteau soldații de pază 24 de ore din 24. Porțile cetății erau ferecate și inaccesibile. Pe metereze erau armatele uh, caldeene și uh, supravegheau totul. Și Belșațar s-a uitat la toată această imagine și a zis, nu avem cum să fim cuceriți. Prin mijlocul cetății trecea fluviul Eufrat, o sursă nelimitată de apă. Aveau mâncare pentru cel, cel, puțin 20 de ani în cetate și știți ce a zis Belșațar? Nu putem să fim învinși. Era doar o iluzie. Dacă veți citi istoria, știți cum au intrat persanii în cetatea Babilonului? Au deviat în câteva săptămâni cursul râului Eufrat și au intrat prin albia râului. Singurul loc unde cetatea era vulnerabilă, singurul loc unde se putea ataca și în noaptea despre care vorbește Biblia, când și-a pierdut capul Belșațar, în esență ce s-a întâmplat, este că dintr-o dată în sala de ospăț au apărut dușmani și toți s-au întrebat, până pe unde ori intrat ăștia? Singurul loc, unicul loc unde erau vulnerabili a fost locul unde nu s-a gândit niciodată pe așa țară. De ce v-am spus toate astea? Pentru că de multe ori, noi ca și credincioși, deși avem o temelie bună, zidim pe iluzia că suntem invincibili. Eu spocăi de 30 de ani. Mie nu mi se poate întâmpla. Toți păcătuiesc, dar eu nu. Vreau să vă spun, dragii mei, că toți suntem vulnerabili. Toți suntem slabi, toți avem limitele noastre. Niciunul dintre noi de aici nu poate să spună eu sunt imun în fața păcatului. Suntem chemați, da, să ne omorâm firea pământească. Lupta noastră este cu firea noastră pământească, dar vreau să vă spun, firea ta nu o să o pocăiești niciodată, ea va fi întotdeauna acolo. Va trebui să te lupți întotdeauna cu firea ta. Era că nu ești atent, s-ar putea ca într-o zi firea să găsească vulnerabilitatea, diavolul să găsească vulnerabilitatea din firea ta și acolo să te atace. Singurul și unicul loc unde puteau să fie îngenunchiați babilonienii a fost acolo. Și exact acolo s-a întâmplat. Și în noaptea de 12 octombrie anul 539, înainte de Hristos, și-a pierdut capul și împărăția. A fost ultima zi a Babilonului, pentru că de atunci Medopersanii au preluat conducerea și Babilonul a fost asediat și cucerit de Imperiul Medopersan. Istoria confirmă acest lucru. Și vreau să închei cu un ultim lucru. Cum ne cântărește Dumnezeu? Ești cântărit după verdictul pe care ți-l dă conștiința. Doi, ești cântărit după temelia. După ce ai construit pe temelia pe care o ai. Și mai ceva. Vreau să vă mai citesc versetul 23. Îi spune Daniel lui Belșațar. Tu te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țitoarele tale. Ați lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeu, ascultați, n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Cum ne cântărește Dumnezeu Despre, după ce zice conștiința? Care e în tine, după ce ai construit pe temelia pe care o ai bună în Hristos. Și mai ceva, ești cântărit după cinstea pe care o dai lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt aici să vă spun în seara aceasta că viața noastră spirituală cântărește greu atunci când îl cinstești și îl onorezi pe Dumnezeu. Și ce îi impută Daniel lui Belșațar? îi Impută faptul că l-a sfidat pe Dumnezeu l-a dezonorat pe Dumnezeu, că l-a bat jocorit pe Dumnezeu, nu luând doar vasele care erau în templu, ci într-un gest plin de sfidare la adresa lui Dumnezeu. A ridicat cupa în cinstea unor idoli care nici nu văd, nici nu aud, nici nu sunt în stare de nimic. Și după cuvântul lui Dumnezeu, cum îi spune Daniel, și n-ai lăudat pe Dumnezeu, în esență îi spune Daniel, de care depinde existența ta, clipă de clipă. Vrei să cântărești greu pe cântarul lui Dumnezeu, dragul meu frate, stimată soră, dragi tineri? Vei cântări greu atunci când îl onorezi pe Dumnezeu, când îi dai cinste lui Dumnezeu. Asta oferă greutate vieții tale spirituale. Ce înseamnă doar în scurte gânduri al cinsti pe Dumnezeu? Îl cinstești pe Dumnezeu, în primul rând, Ascultați, trebuie să vă citesc un verset extraordinar. E atâta de simplu, dar are atâta profunzime. 1 Corinteni 10, cu 31. Zice Biblia. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu. Știți ce, ce zice Biblia? Ce, ce principiu este aici? De la cele mai mărunte lucruri. Cum ar fi că mâncați și că beți un pahar de apă? Sau un pahar de suc, sau o cafea. Până la orice altceva faceți, faceți-le cum? Toate onorându-l pe Dumnezeu. Cum Îl onorăm noi pe Dumnezeu? În primul rând, rapid de tot, Îl cinstești pe Dumnezeu cu integritatea ta. Dragii mei frați, stimate surori, Belșațar, acest om mândru, arogant, sfidător, uh, Observați caracteristicile lui. A fost un om, cu siguranță, care avea mari probleme de integritate. Aș vrea să vă spun ceva. Când trăiești în păcat și nu-ți pasă, îl sfidezi pe Dumnezeu. Și vă rog să nu uitați că Dumnezeu nu este om. El e bun, este răbdător și este plin de dragoste. Dar nu uitați că dragostea lui Dumnezeu, deși Împreună cu bunătatea, se înnâncă în fiecare dimineață. Dumnezeu așteaptă ca noi să-l cinstim pe El cu integritatea noastră. Nu trăiți cu impresia că dacă îți merge astăzi, Dumnezeu e tolerant. Dumnezeu este îngăduitor pentru că nu vrea ca niciunul dintre noi să pierim. Dar de la faptul că Dumnezeu e iubitor și îngăduitor și ne dă timp de pocăință, până la a crede că Dumnezeu tolerează un stil de viață păcătos, e o mare, mare distanță. Îl onorezi pe Dumnezeu cu integritatea ta. Doi, îl cinstești pe Dumnezeu cu închinarea ta. În închinarea ta, onorează-L pe Dumnezeu. Pe așa țară l-a pe Dumnezeu închinându-se idolilor acelor figurine de piatră, de lemn. Îl cinstești pe Dumnezeu cu inima ta. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Uh, inima noastră trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu. Psalmul 119. Aș vrea să afișez, te rog, versetele de la 112 până la 114. Vreau doar să vă citesc. Uh, e extraordinar. Ascultați ce zice psalmistul. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale totdeauna și până la sfârșit. Știți ce zice psalmistul? Îmi plec inima, adică fac ceva împotriva naturii mele, firești. Pentru că noi, inima noastră este în fiecare zi înclinată spre a face altceva decât ce vrea Dumnezeu. Dar psalmistul spune în mod intenționat, cu intenție îmi plec inima în fiecare zi. La ce? Să împlinesc orânduirile lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Psalmistul spune, fac ceva împotriva naturii mele. Deși inima mă cheamă să mă plec pe lucruri care îl dezonorează uneori pe Dumnezeu, eu fac un act de voință, zice el, și îmi plec inima ca să ascult de ce vrea Dumnezeu. Așa îl onoresc pe Dumnezeu. Îl onoresc cu integritatea ta, îl onoresc cu închinarea ta, îl onoresc cu inima ta. Și aș dori să închei. Spunând ce spune Psalmul 37, versetele 4 și 5. Zice Biblia atât de frumos, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce dorește inima. Când Dumnezeu este desfătarea ta și îți găsești plăcere în El, inima ta va fi aliniată cu ce vrea Dumnezeu. Încrede-te în El, încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra în viața ta. Mă opresc la aceste cuvinte și doresc din toată inima... Când Dumnezeu ne va pune pe cântarul lui. Nu uitați că verdictul, înainte să-l dea Dumnezeul, dă conștiința ta. După ce conștiința îți vorbește, Dumnezeu se uită la ce ai zidit pe temelia pe care o ai. Fiecare într-o zi, în lucrarea noastră, va fi trecută prin testul focului, ce am zidit aici pe temelia pe care o avem în Hristos, să treacă testul focului lui Dumnezeu. Și mai ceva, nu uita că greutatea ta spirituală vine din cât de mult îl cinstești pe Dumnezeu. Găsește-ți desfătarea ta în Dumnezeu, chiar dacă viața ta nu e așa cum ai fi vrut să fie, chiar dacă ești confruntat cu greu, cu probleme, chiar dacă eșecul uneori face parte din peisajul vieții tale. Nu uita că Dumnezeu te cântărește după ce zice conștiința ta, după ce zidești pe temelia care este Hristos și pe cât de mult